de fapt de mult, în minutele în care a părăsit mașina. Bună seara, Horaciu! Da, bună seara și bine v-a regăsit. Într-adevăr, avem detalii de ultimă oră vis-a-vis de această agresiune la care a fost supusă fosta noastră colegă Daniela Crudu în zorii zilei de duminică 9 februarie. Ei bine, Daniela Crudu a reușit să se elibereze din mașina iubitului său, mașină care era parcată chiar în fața complexului rezidențial. Așa cum ai precizat, a fugit de sculță și a parcurs o distanță de numai puțin 720 de metri până la această benzinărie. A intrat înăuntru, angajații mi-au mărturisit, bineînțeles, sub protecția anonimatului, că plângea, era desculță, era în stare de șoc, a cerut ajutorul angajaților care i-au dat un telefon și a apelat numărul de urgență 112. Un echipaj de poliție a venit la câteva minute și ceea ce este foarte interesant și ciudat în același timp este faptul că odată cu venirea echipajului de poliție a venit și o prietenă de Danielei Crudu. Angajații nu i-au reținut trăsăturile fizionomiei, dacă era blondă, roșcată, brunetă. Ciudat totuși cum a ajuns această fată, având în vedere faptul că Daniela nu avea telefon, nu avea telefonul mobil aia, telefonul fiindu-i oprit de către iubitul croat. Din alte surse avem informația potrivit căreia în incinta secției 25 poliție unde a depus a făcut o declarație. Declarație, i s-a făcut rău și a fost transportată cu salvare la spitalul municipal, unde în jurul lui orei 8 dimineața a venit și iubitul ei, care a avut un comportament foarte agresiv, un limbaj violent la adresa bodyguardilor, care s-au văzut obligați să cheme întăriri. Eu am fost la spitalul municipal în ziua de duminică și respectivul bodyguard mi-a confirmat faptul că cetățeanul croat, iubitul Daniele Crudu, mirosea puternic alcool. De asemenea, o ultimă informație pe care am aflat-o chiar în urmă cu câteva minute, înainte de a intra în transmisie în directă, lângă mine a oprit o mașină, mă rog, la volan era un băiat de București și ne-a spus că era foarte bun prieten cu Daniela, iar în seara, mă rog, noapte de sâmbătă, chiar au schimbat câteva mesaje, respectivul tânăr i-a cerut să vină la un alt club, mă rog, de lux din București. Desigur, Daniela Crudu a refuzat. Cam acestea sunt informațiile vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în zorii zilei de duminică la ora 5:30. Rămâne totuși un mister, cine este această fată, cine este această prietenă și în încheiere aș vrea să vă mai spun un lucru. Poliția nu a solicitat imagine de pe camere de supraveghere și, atenție, spre seară, duminică seară, sora Danielei, Ana, a venit, a făcut câteva cumpărături de la această benzinărie, dar nu s-a interesat ceea ce s-a întâmplat în acea dimineață, nu a cerut, dacă i se permite să vadă acele imagini de pe camere de supraveghere, nici alte detalii vis-a-vis de Daniela Crudu, de starea în care s-a aflat în acea dimineață. Îți mulțumesc foarte mult. A fost Horatiu Tudor din benzinăria în care Daniela s-a refugiat după, la câteva minute, 2-3 minute, practic, după ce a încasat această bătaie, care, repet, s-a soldat cu o fisură sau fractură de piramidă nazală, ce va trebui remediată chirurgical, și multiple contuzii craniofaciale. Practic, Cruduța nu poate deschide ochii, din ce ne-a spus, este atât de umflată încât nu poate deschide bine ochii. Poate vă întrebați cum au ajuns polițiștii să ia declarații acestui domn croat, dacă nu a fost depusă o plângere, și insist pe treaba aceasta, pentru că este cea mai mare prostie pe care o poate face un om, o femeie, oricine doriți dumneavoastră să plasați în această poveste.